cu scopul de a se impune prin forma de exprimare, de o poezie clasică, în dulcele stil clasic, putem spune așa. Sigur că am putea vorbi mult despre poezia ei, o să o spună vorbitorii mai calificați, critici literari, prieteni de breaslă, și cred că ar fi bine ca primul să-i oferim cuvântul domnul Hacian Cimpoi. Vă rog, domnul Hacian.